Raport al Ministerului Afacerilor de Externe privind votul din diaspora. În raportul trimis premierului se specifică faptul că printre factorii care au dus la formarea cozilor la secțiile de votare din străinătate se numără suprapunerea referendumului cu alegerile europarlamentare și acțiuni coordonate de aducere la vot a unui număr mare de cetățeni cu 5-6 autocare. Potrivit raportului, MEAE a aprobat toate cererile misiunilor de constituire a secțiilor de votare în străinătate, respectiv a propunerilor înaintate de către comunitățile de cetățeni, totalizând un număr de 441 secții de votare. Deocamdată Ministerul cheamă la consultări ambasadorii români din țările în care s-au înregistrat dificultăți la vot. Acum, procurorii anticorupție au preluat cercetările privind votul din diaspora, în dosarul în care sunt înregistrate 42 de plângeri penale. Organizația Partidului Național Liberal Diaspora a depus săptămâna trecută la parchetul general un denunț penal la adresa ministrului de externe Teodor Meleșcanu, din cauza problemelor care au perturbat grav exercitarea dreptului în secțiile din străinătate la europarlamentare. Potrivit reclamanților, Meleșcanu ar fi comis abuzuri cu premeditare. În plângere sunt specificate probleme pre cum secții puține, ștampile puține, personal insuficient și neinstruit și blocaje ale sistemului. Ministerul Afacerilor Externe are însă experiență în organizarea defectuoasă a alegerilor în diaspora. În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014 s-au înregistrat cozi uriașe care au dus la demisia lui Titus Corlățean. Acesta a preferat să plece de la șefia externelor în loc să mărească numărul de secții în turul al doilea. Mandatul a fost preluat de Teodor Meleșcanu, dar și acesta a refuzat să deschidă noi secții. Asta, cu toate că Biroul Electoral Central l-a asigurat că ar fi fost o măsură legală. În cazul lui Titus Corlățean, DNA a deschis o anchetă blocată însă de refuzul Senatului de a ridica imunitatea. În ciuda situației, după rezultatul scrutinului din 26 mai, care a provocat un taifun în PSD și a ridicat problema schimbării unor miniștri, Corlățean a fost menționat ca opțiune pentru a ocupa un loc important în guvern. Președintele Claus Iohannis a anunțat însă că va respinge propunerea PSD de a-l numi pe Titus Corlățean pentru funcția de vicepremier. Mi se pare o alegere total nepotrivită. Această propunere va fi clar respinsă. Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic, a precizat Iohannis. El a numit pe Corlățean artizanul catastrofei de la alegerile din străinătate din 2014.